Când faci un ospăț, cheamă-i pe săraci, pe neputincioși, pe șchiopi, pe orbi și fericit vei fi că nu-ți vor putea răsplăti ție, ci se va răsplăti ție la învierea drepților. Și auzind acestea, unul dintre cei ce ședeau cu el la masă i-a zis, fericit este cel ce va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Evanghelia după Luca, capitolul 14, versetele de la 13 la 15. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernice Părinte Paroh, dragi teologi și iubiți frați și surori, împreună rugători. Ne aflăm poziționați foarte aproape de marele praznic al nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, așa încât biserica face o pomenire a strămoșilor după trup ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos, sigur, plasându-ne în interiorul culturii ebraice, care îl revendică pe Mesia și care se leagă într-o măsură foarte mare cu tema pe care biserica ne-o propune prin Evanghelia de astăzi. Știm cu toții, e vorba despre pilda pe care Iisus o rostește, pilda celor poftiți la cină. Sunt foarte multe denumirile sub care circulă pilda aceasta. Este și o pildă a falselor pretexte sau a scuzelor extrem de atacabile. Și pentru a putea înțelege care este sensul pe care Hristos îl propune, trebuie să ne legăm tot timpul de contextul în care apare pilda. Îl găsim pe Iisus în imediata vecinătate cu minunea pe care a săvârșit-o, am putea spune, în duminica precedentă, în care vindecă bolnavul de hidroptică și este invitat în casa unui fariseu de seamă la masă. Exista atunci, cum există și acum, instituția aceasta a gazdei, care în mentalitatea ebraică avea două direcții. Pe de o parte voia să îl invite pe acest personaj, vă spuneam, care era destul de misterios, Iisus din Nazaret, acest rabin vindecător, și pe de altă parte voiau să afle de la el informații. De ce? Pentru că fariseii, știm bine, erau un partid religios fundamental sau fundamentalist, care avea un rol politic în conducerea Israelului și mai ales în obediența declarată față de autoritatea romană care guverna Israelul. Deci ei aveau, să le spunem așa, și o tentă politică declarată, acești farisei, cu care Iisus va intra până la sfârșitul activității sale pământești într-un conflict deschis, într-un război. Vă readuc aminte, pentru a putea verifica cele spuse până acum, să citiți capitolul 23 al Evangheliei de la Matei, unde le spune, vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, acele faimoase vaiuri pe care Iisus le rostește plângând și deplângând, de fapt, soarta Israelului care se îndepărta de Dumnezeu. Ce este foarte interesant este faptul că Iisus acceptă de fiecare dată invitația celor care îl poftesc la masă, indiferent de statutul lor, fie că sunt oameni bogați, fie că sunt vameși, o categorie socotită paria în mentalul colectiv ebraic, pentru că ei colectau taxele și își adunau ura din partea poporului, oameni săraci, oameni simpli, ne aducem aminte de Lazar, prietenul său, Marta, Maria, cele două surori, care pregăteau un ospăț în cinstea lui și mai ales în casa acestor farisei. Am putea spune că Iisus se expune intrând în casa inamicului. Vă spuneam de cele două direcții. Una era aceea de a obține informații în statutul acesta de gazdă din partea fariseilor și cea de-a doua era aceea de a-și etala averia. Fariseii, prin faptul că erau obedienți Imperiului Roman,
aveau foarte multe beneficii, mai mult de atât, ei colectau și mare parte din taxe și erau foarte bogați unii dintre ei. De aceea Iisus le spune, vai vouă, fariseilor și cărturarilor fățarnici, că mâncați casele văduvelor. Pentru că era o onoare să inviți un fariseu în casa ta și ei profitau de cele mai multe ori, trăind în această ipocrizie pe care Iisus o va amenda cu fiecare ocazie. De ce? Pentru că Iisus este sincer. Dumnezeu este sincer în esența sa. Ei bine, ei voiau să-și etaleze bogăția, să-și etaleze statutul acesta, astfel că dă un ospăț în cinstea acestui personaj. Repet, prima direcție era aceea de a obține informații de la el, am zice noi într-un limbaj colocvial, de a-l trage de limbă, ceea ce vom vedea că se și întâmplă, și pe de altă parte, sigur, de a-și etala bogăția și statutul social extrem de nobil acela al fariseului. Iisus, înainte de a rosti efectiv pilda aceasta, rostește o altă pildă, tot în cuvinte simple, foarte restrânsă, tot axată pe problema aceasta a cinei, al locului la masă. El le spune, nu la voia întâmplării, ci dedică faptul că atunci când ești invitat la masă, nu trebuie să te pui pe locul cel din tâi. Referindu-se, sigur, la cei care erau foarte aproape de el, care încercau bună oară să se apropie și să-și arate statutul acesta, vă spuneam, nobil, al fariseimii. Și Mântuitorul aplică principiul acesta al smereniei, al umilinței, inclusiv în principiile ierarhice ale așezării la masă. Ce înseamnă lucrul acesta? Că cel din urmă va fi cel din tâi. Așează-te pe ultimul loc, ca oarecând gazda, văzând lucrul acesta să-ți dea întâietate pe locul cel din tâi, în contrapartidă cu, să zicem așa, abuzul pe care ai putea să-l faci așezându-te pe locul cel din tâi, care nu e sigur că ți este destinat ție. Și atunci, sigur, pentru a ieși din starea aceasta jenantă asupra evaluării eului tău și a poziției tale sociale, respectiv ierarhice, să dai un pas în spate, ca mai apoi să ți se ofere această onoare. Iată cât de clară și cât de limpede, am putea spune chiar fără să greșim, cât de rațională, spiritual este gândirea aceasta a lui Iisus. Ei bine, în această gândire, în acest context, în acești parametri, are loc pilda pe care Iisus o va rosti contextual, arătându-le că tot efortul acesta pe care îl fac ei, ca farisei, dând un banchet în cinstea lui Iisus, dacă nu are acest fundament al ospățului mesianic, al mesei cristice la care am asistat și noi în urmă cu câteva minute la liturghie, dacă nu este descărcată într-o manieră cristocentrică, este în zadar. Și cum începe pilda? Un om, un stăpân al casei. Vedeți ce interesant? Stăpânul casei. Deja ne introduce într-o temă arhaică, dar foarte bine conturată al dimensiunii casnice. Vă readuc aminte un pasaj? În casa tatălui meu sunt multe locașuri. E un text paralel prin care putem înțelege și sfârșitul acestei pilde. În casa tatălui, pentru că tatăl este stăpânul casei, adică Dumnezeul acestui univers, se dă un banchet și sunt invitați cu prioritate cine? Vă readuc aminte ceea ce spuneam la început. Strămoșii după trup ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Vă readuc aminte poporul evreu, poporul iudeu, este indiscutabil poporul ales de Dumnezeu ca el să ducă mai departe mesajul acesta al revelației, al descoperirii acestei minuni a monoteismului, a credinței într-un singur Dumnezeu. Și ce se întâmplă? Revin la povestea fariseilor. Poporul acesta, încă de pe vremea lui Moise, cade în diferite etape, pentru că firea umană este supusă căderii bunăoară și mai apoi cade în această extremă a legalismului, a ipocriziei.
și al religiozității. Mă veți întreba cum religiozitatea era? Da, era. Pentru că religiozitatea fără trăirea efectivă a acestui adevăr pe care Hristos îl va propune prin Evanghelia iubirii este egal cu un simplu ritual, cu o simplă formă cultică care îmbracă niște simboluri, dar care alminteri, dacă nu penetrează inima celui care intră în sistemul acesta religios și în orice alt sistem religios, este egal cu zero. Și vom vedea efectiv la pildă de ce. Stăpânul casei dă un banchet extraordinar și invită 3 prieteni. Sigur, cifra 3 este o cifră mesianică. Este o cifră încărcată puternic de foarte multă mistică. Și primul dintre ei deja începe discernământul, sau mai corect spus, lipsa acestui discernământ în falsele pretexte. Primul spune: mi-am luat o țarină și am nevoie să ies ca să o văd, te rog iartă-mă, nu pot veni. Trebuie să știți că în arta aceasta de a cumpăra terenuri, de a achiziționa pământuri, în mentalitatea arhaică orientală, veche, niciodată un pământ nu se cumpăra așa pur și simplu. Mergi cu banul, ai văzut, ai luat și la revedere. Nu. Putea să dureze până peste o lună tranzacționarea acestui pământ. De ce? Prima dată mergeai să-l vezi, evident, nu poți cumpăra ceva ce nu vezi. Mai apoi trebuia să te întâlnești cu proprietarul și începea arta negocierii. Cei care ați fost în Israel, în pelerinaj, alături de noi, știți foarte bine că în Israel și în Orient prețul nu este fix, se negociază. Pentru că ei sunt maestri în arta aceasta a negocierii. Deci argumentul pe care primul invitat de seamă îl aduce este unul absolut pueril. Nimeni nu cumpără o țarină, un pământ, fără să-l vadă. Clar, mințea. De aceea Iisus, vedeți, atacă exact structura aceasta a ipocriziei, a falsității, a minciunii și a deturnării de la invitația aceasta nobilă de a participa la ospățul mesianic, care este un ospăț ceresc. Altul îi spune: 5 perechi de boi mi-am cumpărat și mă duc să-i încerc, te rog iartă-mă. Ce înseamnă să încerci boii? Înseamnă intră în aceeași categorie cu cea a primului, evident că întâi îi încerci, după care îi cumperi. E ca și cum îți cumperi o mașină pe care nu o probezi. Evident că întâi probezi mașina. Chiar și la mașinile noi există acest test drive. Te duci, testezi mașina, dai o tură bună cu ea, o forțezi, vezi de ce e în stare și mai apoi o cumperi dacă ai banii necesari. Deci, argumentul celui de-al doilea, evident, pălește. Nimeni nu făcea lucrurile în forma aceasta. Și cel de-al treilea este un argument, poate chiar comic. Al treilea vine și spune: femeie mi-am luat și de aceea nu pot veni. Evident că nu un argument, la fel ca și cel precedent, femeia, înainte de a te căsători cu ea, o cunoști, te întâlnești cu ea și sigur, dacă ești proaspăt căsătorit, se impune ca să vii cu ea în momentul acesta al invitației. Am omis să vă spun faptul că invitația în sine nu era o simplă invitație de a participa la o masă, la un ospăț, ci invitația avea două dimensiuni. Prima, cea în care slugile sau servitorii acestui stăpân al casei emiteau invitația, anunțau că stăpânul dă un ospăț și mai apoi venea confirmarea acestui anunț, unde vedem că toți cei invitați la masă îl refuză dând motive absolut copilărești. Ce se întâmplă mai departe? Sigur, Iisus țintește cu aceste exemple, vă spun, care pot intra exclusiv în zona comică, pentru că argumentația lor e atacabilă, este lipsită de orice formă de discernământ cultural, dar și faptic. Iisus țintește o referire adâncă la poporul evreu, la poporul ales, care în întreaga istorie a sa,
în întreaga teologie profetică, nu face altceva decât să tânjească după participarea la acest ospăț mesianic. Vă readuc aminte o expresie uzuală de a fi în sânul lui Avram. Sânul lui Avram este tema acestui ospăț mesianic. Părintele Avram este, am putea spune, patriarhul Avram, stăpânul acestei case de pe pământ a viței lui Israel. Stăpânul ceresc este evident Dumnezeu. Întreaga lor istorie gravitează în jurul acestei chemări mesianice și în jurul acestei așteptări, tensiuni mesianice care merge și rezidă până în zilele noastre. Ei încă îl așteaptă pe Mesia, nerecunoscându-l pe Hristos ca Mesia. De aceea Iisus țintește, aducând argumente extrem de incomode pentru cei care erau la masă cu el. Musafirul acesta Hristos, ne spune părintele Stelian Tofană, profesorul de Nou Testament al facultății noastre, faptul că Iisus este musafirul incomod, pe care sigur că trebuie să-l invităm la masă. Și mai mult de atât, atunci când el ne invită la masa sa, trebuie să participăm, nu doar să asistăm. Cea mai mare dramă, ca o paranteză pe care o poate trăi un preot, este aceea de a rămâne cu potirul plin. De a pune toată munca sa, tot efortul său pastoral, misionar, cultural și așa mai departe, în povestea euharistică, în momentul în care nimeni nu se împărtășește. Există o dramă a lui Hristos care vrea ca potirul să rămână gol. E identică în gravitate cu drama unui mormânt plin. Ne readucem aminte și mergem la Ierusalim și vedem ce? Un mormânt gol. Între mormântul lui Hristos și potir există o legătură indisolubilă. Pentru că Iisus ce face prin învierea sa? Și să știți că nașterea Domnului, Crăciunul, are o dimensiune vădit pascală. Pesach înseamnă trecere. Iisus suspendă clipa între viață și moarte. Asta înseamnă anastasis. Înseamnă și ridicare, dar înseamnă mai mult o suspendare a clipei între viață și moarte. Aceasta este învierea lui Hristos pe care noi o așteptăm. Și cum putem aștepta învierea în tensiunea aceasta mesianică pe care o moștenim din partea vechiului legământ? Dacă nu, împărtășindu-ne cu trupul și sângele său, participând efectiv la acest ospăț pe care el îl aduce de fiecare dată când biserica își deschide ușile pentru noi toți. Foarte interesant, revin la pildă. Sluga se întoarce la stăpânul său și îi dă vestea delicată că invitații privilegiați nu mai pot veni pentru că au motivele lor. Vedem un detaliu important care dă savoare pildei acestea, spune, întorcându-se stăpânul, mâniindu-se stăpânul casei, a zis, ieșiți îndată în piețe și în ulițe și aduceți pe săraci, pe neputincioși, pe orbi și pe șchiopi și aduceți aici. Stăpânul casei e indiscutabil Tatăl, este Dumnezeu, care se mânie, dar nu-i pedepsește cu cei care îl refuză. Este un detaliu extrem de important care ne ajută să-L cunoaștem mai adânc pe Dumnezeul nostru, pe care îl mâniem de foarte multe ori pe parcursul unei zile, dar care repetă aceeași rânduială a faptului că nu ne pedepsește. În mânia sa, Dumnezeu, am putea spune, se întristează. Sigur, sunt forme antropomorfe. Doar noi îl percepem așa pe Dumnezeu. În interiorul lui, Dumnezeu nu se schimbă, nu există mutare sau umbră de schimbare, ne spune Scriptura. El rămâne neschimbabil în esența și în ființa sa, dar cu toate acestea noi percepem mânia lui Dumnezeu, dar fără pedeapsă. Chiar și atunci când Dumnezeu îngăduie ca noi să trecem prin diferite forme ale suferinței, ele au o dimensiune didactică, ca noi să învățăm și să ne schimbăm viața, ci nu una a răzbunării divine.
aceea e foarte important să-L înțelegem așa cum este pe Dumnezeul nostru, care este un Dumnezeu al noului legământ, al iubirii. Un detaliu foarte important. Stăpânul iese și își deschide ospățul acesta, am putea spune, ceresc, mesianic, categoriilor defavorizate. Spre cei asupriți, spre șchiopi, orbi, spre bolnavi, spre categoriile oprimate. Dacă vă readuceți aminte din lectura Scripturii, Iisus îi îndeamnă pe cei care vor să-L urmeze, să-L cerceteze în bolnavi, în cei care sunt săraci, în cei care sunt în închisoare. Și atunci apostolul întreabă: Doamne, dar când te-am văzut pe tine în închisoare, când te-am văzut bolnav? Și Iisus spune: nu, întrucât ați făcut unora acestora mai mici, mie mi-ați făcut. Iisus se identifică cu categoriile acestea oprimate, cu văduvele, cu văduvii, cu cei care trec prin aceste traume existențiale, cu cei care sunt pe pragul suicidului, cu cei care au depresie, cu cei care sunt anxioși, cu toate categoriile care sunt în afara, să-i spunem așa, societății ideale. Bună oară și cuvântul parohia. Icos, ichia înseamnă casă și particula para înseamnă casa celor din afară. E un paradox să spui parohie centrală, parohie de centru. Nu, parohia este prin esență casa celor din afară. Pentru că toți au un loc binevenit unde? În mijlocul lui Hristos, în mijlocul, în centralitatea pe care Hristos o prezintă în interiorul bisericii sale. Deci iată cum tema aceasta a ospățului mesianic se deschide înspre cei din afară. Și vedem un detaliu care e la fel de savuros ca cel al faptului că stăpânul se mânie, dar nu-i pedepsește. Tot mai este loc. De ce? Pentru că, vă spuneam adineauri, în casa tatălui meu multe locașuri sunt. Doamne, am făcut precum ai poruncit și tot mai este loc. Și stăpânul îi spune: ieși la drumuri, la garduri și silește să intre ca să-mi umple casa. Ultimul verset. Căci vă zic vouă, nici unul dintre bărbații care au fost chemați nu va gusta din cina mea. Este un avertisment. Poate chiar o formă de autogenerativă a unui blestem. Autogenerativă pentru că cei care l-au refuzat pe Hristos, cei care au refuzat participarea ospățului mesianic, își atrag după sine inclusiv prigoana aceasta că nu participă la ospățul acesta. Pe de altă parte, versetul 4 al epistolei către Coloseni din lectura apostolică ne dă două direcții foarte interesante care trebuie interpretate în paralelism cu pilda aceasta. Când Hristos, zice Pavel, care este viața noastră, se va arăta, atunci vom fi împreună cu El și El își va arăta slava sa. E vorba despre prezența aceasta în slava lui Dumnezeu în ospățul acesta mesianic, în ospățul acesta al cerului pe care Dumnezeu îl oferă pentru noi. Și ne spune în versetul 11: pentru că în El nu mai este nici elin, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici liber, ci toate întru toți în Hristos. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că privilegiul oferit poporului ales de a participa la cina mesianică se va lua acestui popor care îi întoarce spatele lui Hristos și se va da cui? Se va da neamurilor. Atitudinea fariseilor față de neamuri, față de alogeni, era una extrem de delicată. Ei erau foarte mândri de descendența abrahamică
și neamurile erau socotiți ca și câinii, pentru că doar ei primiseră legământul acesta. Orice spune Pavel și e întărit de ceea ce spune Hristos, că nu vor participa la cină dacă nu vor veni. Și mai mult de atât, că în Hristos, vedeți, se destramă orice diferențiere pe criterii etnice sau culturale, pentru că umanismul integrat în dimensiunea cristică, în Hristos, este actul acesta care ne unifică pe noi prin Adam și prin noul Adam, care este Dumnezeu. De aceea, la doar două săptămâni înaintea Marelui Praznic, al nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, praznic pascal, bună oară, ne aducem aminte și ne gândim la drama pe care au trăit-o moșii și strămoșii lui Iisus, care s-au întărit în fundamentalismul acesta iudaic, neacceptându-l pe el ca fiind Mesia. Revin la tema anunțată anterior. Cea mai mare dramă a lui Hristos este drama potirului plin. Potirul trebuie să fie gol după liturghie, de aceea trebuie să vă împărtășiți. Să știți că preotul care nu împărtășește Evanghelia lui Hristos și care nu-L oferă pe Hristos este asemeni unui cer fără stele. E nemărginit, dar parcă îi lipsește lumina, frumusețea și dimensiunea aceasta nemărginită a cosmosului. De aceea, cea mai bună aplicație pe care încă o putem face la Evanghelia aceasta ne este oferită de către prorocul David, care vine și ne spune: gustați și vedeți că bun este Domnul. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin.